Salutare! Permite-mi să-ți ofer un scurt trailer înainte de a porni în această aventuroasă poveste numită Limba Germană. În primul și în primul rând, acest videoclip a fost făcut pentru tine, cel care mă urmărești în prezent. Posibil în această viață ai avut momente în care ai vrut să înveți o limbă străină, precum limba germană în cazul de față, și s-a întâmplat să te lovești de anumiți factori sau de anumite bariere care de multe ori țin mai mult de ordinul imaginației sau mentalului, mentalității, iar nu de realitățile cotidiene. Mă aflu în Germania de 7 luni, am obținut o bursă prin intermediul unui institut din Paderborn și în prezent sunt student la Universitatea din Paderborn. Și ce studiez eu? Ei bine, studiez intensiv limba germană, Deutsche Sprache Hochschule, DSH, pentru limba germană savantă sau limba germană pentru studii universitare. Iar acest vlog ți se adresează și ție, celui care mă urmărește acum, în special ție, iartă-mi greșita exprimare. Pentru că adesea în România, când se predă limba germană, există următoarea premiză. Domnule, limba asta este imposibilă, nimeni nu poate vorbi așa ceva, trebuie să te naști acolo, musai, ca să poți comunica cu cineva în această limbă. Permite-mi să-ți demitizez acest aspect. Într-adevăr, există doar o bucățică de adevăr în această afirmație. Dacă nu te-ai născut în Germania, nu este o problemă. Indiferent pe ce parte a globului te-ai fi născut, indiferent de țara de proveniență, te asigur că limba germană poate fi învățată de oricine, poate fi învățată corect. Asta dacă o faci într-un mod sistematic, susținut, intensiv, zi de zi, cu pauzele aferente. Indiferent că ești din România, Ucraina, Bulgaria, Rusia, Cehia, Slovacia, poți să fii și din Statele Unite ale Americii, poți să fii din Marea Britanie, din Franța, Italia, Spania, Portugalia, egal de unde vii, poți să fii din Orientul Mijlociu, de asemenea, dintr-o țară preponderent islamică și așa mai departe. Această limbă s-a demonstrat practic că a putut fi învățată de oricine, pentru că limba are o caracteristică practică. Și eu personal, în calitate de student la Universitatea din Paderborn, mi-am propus să ofer publicului românesc câteva repere, acesta fiind un vlog de fapt, că acesta este rostul vlogului, câteva repere în privința învățării limbii germane. Bineînțeles, dacă intrăm pe o linie subiectivă, o să mi se spună, bine domnule, dar eu am metodele mele, respectiv metoda mea. Este adevărat. Doar că această limbă nu poate fi învățată printr-o singură metodă, ci prin mai multe metode. Iar diversificarea metodelor conduce la un singur rezultat, la înmagazinarea cunoștințelor necesare. Fie că vrei să muncești în Germania, fie că vrei să înveți în Germania, această limbă poate fi învățată de absolut oricine. Cu puțin efort, cu puțină motivație sau mai multă, depinde de ce dispune fiecare, vei avea izbânda sau reușita de a învăța cât mai bine limba germană. Totul este doar o chestiune de timp. De asemenea, într-o primă fază, tot în acest trailer, aș vrea să demitizez din start povestea următoare. Domnule, auzi pe unii și pe alții care spun, am învățat limba germană în 3 luni. Alții vor spune, am învățat limba germană în 6 luni. Alții zic, oh, domnule, am învățat germană într-un an. Uite, îți prezint povestea mea. Eu mă strădui să învăț această limbă de aproape 5 ani de zile. Și tot ceea ce am realizat până în prezent este absolut rodul muncii, orelor nedormite sau mai rar să visez în germană, dormite, orelor în care m-am consacrat scrisului, cititului, audiției, vizionării filmelor și așa mai departe. Dacă ești în căutarea acestei limbi sau dacă te afli, de fapt, în procesul învățării acestei limbi, permite-mi doar să-ți ofer câteva sfaturi personale, câteva ponturi pe care nu ți le ofer din cărți, ci ți le ofer din experiența mea personală. Din start trebuie să pleci la drum cu un mindset motivant sau pozitiv, dacă îl putem numi astfel, și autodescurajarea și autodeprecierea îți garantez că nu vor conduce nicăieri, ci din contră te vei autosabota încercând să
să practici o formă de perfecționism, care, recunosc deschis, m-a caracterizat și pe mine cândva. Află de asemenea că perfecționismul este o lucrare toxică, este o poveste toxică care nu conduce nicăieri. Ca să înveți această limbă, va trebui să te folosești de toate mediile pe care le ai la dispoziție. Bineînțeles, astăzi internetul abundă de materiale. Cărți, articole, cărți de povești, de pildă, vloguri, podcasturi. Sunt mii, dacă nu zeci de mii de vloggeri germani și nu neapărat germani jet by jet, adică născuți, poate sunt născuți în Germania, dar nu au origini nemțești. Te poți folosi de foarte multe materiale din mediul internaut pentru a-ți dezvolta cunoștințele și pentru a face această conexiune cu o limbă aparent imposibilă și grea. De multe ori am auzit, mi-au trecut prin urechi aceste vorbe. Această limbă este imposibilă, Ștefan. Nimeni nu poate învăța limba germană. Serios. Sunt atât de mulți români, atât de mulți ucraineni, persoane din Republica Moldova, din Rusia, din Uzbekistan, Kazakhstan, din Maroc, din Algeria, din ce țări îți poți imagina tu, ce țări cunoști tu, care au învățat limba aceasta doar trăind aici. Ei bine, în cazul de față, aici nu vorbim despre problema dialectelor, care este o altă poveste. Cert e un lucru, că dacă te apuci de Hochdeutsch, de germana savantă pentru universitate sau germana universală, care s-ar cuveni să se vorbească și se vorbește pe toate străzile, atât în Germania cât și în Austria și în Elveția, Elveția fiind țara tuturor posibilităților în materie de dialecte, ei bine, află că asta se poate și prin intermediul Hochdeutsch te poți înțelege cu absolut orice german sau cu orice... Absolut orice persoană vorbitoare de limbă germană, chiar dacă persoana respectivă nu are origini germane. M-am gândit la tine din mai multe perspective. În primul și în primul rând, te izbești de anxietatea de limbă. Cunosc foarte bine sentimentul, îți este frică să comunici pentru că îți este frică să greșești. Frica de a greși nu este o soluție, ci din contră te adâncește în probleme mai mari. Pentru a putea depăși această poveste, se cuvine să lucrezi cu tine în particular și să înțelegi că exercitându-ți zi de zi cunoștințele acumulate, indiferent de cât de sărăcuțe sau bogate sunt acestea, ele vor conduce la dezvoltarea ta multiplă. Indiferent de nivelul de limbă pe care îl ai, indiferent de nivelul de limbă scontat pe care vrei să-l ai. Egal, cum spune ei, miris egal, adică mi este indiferent. De asemenea, problema cu accentele. Nimeni nu te va condamna că vorbești germană cu accent. Sunt persoane care, într-adevăr, dintr-un perfecționism absolut, încearcă să depășească această barieră. Dar atunci când te apuci de limba germană, personal, nu accentul este problema, ci, în primul și în primul rând, baza gramaticală. E adevărat că în România se pune accent foarte mult pe partea de gramatică, poate un pic prea mult, dar fără gramatică nu ai limbă. De unde să poți vorbi corect limba dacă tu nu știi a folosi corect mijloacele gramaticale, cunoștințele de gramatică de bază, care se învață în mod normal la nivelele A1, A2, respectiv B1. B2 și C1 fiind mai mult completări ale gramaticii, care să nu fie atât de stufoase din punct de vedere al materialului și mai ales la aceste două nivele, B2 și C1, se pune accent în genere pe partea de vocabular. Pe Wortschatz, cum se numește, adică comoara cuvintelor. Der Schatz, comoara, das Wort, cuvântul. Comoara cuvintelor. Acesta este vocabularul. Și, by the way, limba germană este o limbă foarte logică. Cred că s-a mai spus asta de N ori. Eu unul n-am încetat niciodată să afirm asta. Vor mai urma multe alte ponturi pe care abia aștept să ți le ofer în cadrul acestui vlog pe care l-am deschis pe pagina mea Palestra Ideilor. Până atunci, lasă-mi un like, dă-mi un follow, dă-mi un share, YouTube, Instagram, Palestra Ideilor sau pe Facebook, tot Palestra Ideilor. Pe Palestra Ideilor, în mod normal, eu recenzez cărți, dar am zis că a face cunoscută pasiunea mea pentru limba germană poate va facilita, sau cu siguranță, de fapt, va facilita și interesul celorlalți pentru o limbă aparent grea, care
crede-mă pe cuvânt, nu este deloc grea. Greu este doar un cuvânt pe care ni-l însușim foarte repede atunci când trebuie să depunem un minim efort. Bun, rămâi aproape. Multe alte lucruri, aspecte care privesc societatea germană sau care privesc limba germană în sine, pentru că vorbim despre complexitatea unui fenomen german, lingvistic, social și așa mai departe, stai aproape și dacă ești curios să vezi mai mult, urmărește-mă și chiar te-aș ruga frumos să distribui acest videoclip și prietenilor tăi. Pe data viitoare, alles Gute!